Prefectul județului Neamț, Niculina Dobrilă, a felicitat noul Consiliu Județean urându-i succes în activitatea din următorii 4 ani. A cerut apoi permisiunea consilierilor județeni de a se retrage, fiind obligată să îndeplinească multe alte atribuții, ținând cont de faptul că județul nu mai are subprefect. Le-am lăsat în urmă, după cum știți, nu a venit prefect, o serie de colegi sunt în concediu. Sunteți constituiți, ca atare aveți prevederile legale care vă orientează pentru deținerea celorlalte atribuții. Vă felicit din suflet, vă doresc un mandat bogat în realizări, iar eu personal, ca cetățean al acestui județ, mi-aș dori ca dumneavoastră să vă stabiliți acele deziderate care să respecte tot prevederile legale și să respecte interesul cetățeanului. Reprezentanții grupului de consilieri PNL a solicitat prefectului să rămână pe toată durata ședinței pentru a înlătura posibilitatea desecretizării votului, așa cum s-a și întâmplat în aceeași dimineață la Consiliul Local Piatra Neamț, unde nu s-a respectat secretul votului. S-au fost anumite discuții la constituirea Consiliului Local de Municipiul Piatra Neamț, referitor la procedura de vot, referitor la secretul votului. De aceea vă rugăm să rămâneți în sală. Prefectul județului Niculina Dobrilă a promis că va rămâne la ședință, deși după validarea Consiliului Județean, consilierii au atribuții legate de elaborarea unor hotărâri de supraveghere a legalității a ceea ce se întâmplă în plenul legislativului. De altfel, a constatat că secretarul județului, care are și el atribuții clare în desfășurarea legală a ședinței, s-a preocupat de asigurarea unor condiții de desfășurare a votului secret, cabină de vot, urnă sigilată și pixuri de aceeași culoare. Sunteți constituiți de acum încolo atribuțiile, competențele, vă aparțin întru tot. În alta ordine de idei, atât noi, ca instituția prefectului, cât și secretarul județului, care este persoana politică, trebuie să avem grijă să fie asigurată procedura care duce la asigurarea votului secret. Ce se întâmplă mai departe, dacă dumneavoastră puteți să ne spuneți că am putea face, nu-i face. Legea prevede vot secret. Pentru aceasta trebuie asigurate condiții, respectiv cabine de vot, urnă, pixuri de aceeași culoare. Grupul de consilieri PNL a adus argumente suplimentare în solicitarea ca prefectul Niculina Dobrilă să rămână pentru a superviza modul de desfășurare a primei ședințe de constituire a Consiliului Județean, de alegerea președintelui și a celor doi vicepreședinți. În ceea ce privește legalitatea desfășurării procedurii de votare, firește nu vă spun nimic, nu domnia voastră cunoaște aceste reguli. Dumneavoastră răspundeți de legalitatea tuturor procedurilor care se vor concretiza în final într-o hotărâre de Consiliu Județean. Drept urmare, noi, având un precedent foarte recent, respectiv ședința de Consiliu Local, ședința în care, în opinia noastră, s-a desecretizat votul, a fost divulgat. Nu am dorit ca acest lucru să se întâmple și la această ședință. Noi vrem, ca și în calitate de consilier județean, alegerea președintelui și a vicepreședinților pe un mandat de 4 ani să se facă în condiții de legalitate totală. Au fost făcute din nou precizări despre faptul că divulgarea votului duce la invalidarea acestuia, ca și prezența unor reprezentanți ai partidelor politice membri în comisia de validare care să controleze dacă votul fiecărui ales se desfășoară conform negocierilor politice.